de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața la cafea, la Mesagerul de Neam și pe Știri din Neamț. Oameni buni, avem vești noi, ci că Heidelberg Cement a fost amendată cu vreo 200.000 de lei pentru partea cu poluarea, ceea ce până la urmă era normal. Acum s-au trezit cei de la ABA Siret să-i sancționeze, ne spune doamna Georgiana Cernat de la Relații cu Presa. Îți vine să crezi, ABA Siret transmite comunicări pentru presă. Când s-a dus acolo fostul șef de la achiziții din Neamț, n-a trimis nimeni nicio comunicare, nici când era domnul Vlad Marcoci, nu s-au trimis comunicări, nici când a plecat contingentul de oameni prin transfer din Neamț acolo, nu s-a trimis nicio comunicare. Acum avem comunicare, adică vedeți, doamne, noi suntem pe baricade sau pe diguri, nu știu exact unde sunt, mai mult sau mai puțin penale digurile. Dar, după cum vedeți, autoritățile statului s-au trezit, s-au dat cu apă peste ochi, fără amoniac, după Paști și au zis, bă, nu se poate, ăștia de la presă ne obligă să facem ceva. Și au început să facă, fiecare după putirința și știința lui. Dar să-i lăsăm deoparte, pentru că am fost asigurați că totul este ok, s-au luat cele mai bune măsuri pentru ca să fim noi protejați. Să lăsăm, cum spuneam, deoparte asta și să ne întoarcem la lucrurile noastre, adică să vedem că este vineri și am făcut o invitație pentru primăria Piatra Neamț, ca în orice vineri, să trimită pe cineva ca să discutăm probleme. Primăria, nu știm dacă a trimis, dar cineva care este legat de primărie, ca să spunem așa, un viceprimar suspendat și un voluntar asumat, domnul Marius Irimia, este prezent în emisiune în numele primăriei. Bună dimineața, bine ați venit, Hristos a înviat! Bună dimineața, adevărat a înviat, bine v-am regăsit după ceva vreme. Chiar mă gândeam acum că ultima oară a fost prin campania la parlamentare. Da, a trecut, da. Timp, a zburat. Știți cum e chestia asta cu campania? Campania este campanie. Noi, important e ce se întâmplă după campanie. Exact, exact. Și acum haideți să revenim la ape mai puțin tulbure, să zicem așa, mai pe piață. Și fără miros? Ca amoniacul miroase. Eu zic că mirosul ăla începător i-a trezit pe aia de la ABA Siret. Cred că a dat pe față. O ajuns și la ei, nu? Cred că da. A trimis o mostră de apă. Au început să pută și la ei lucrurile, probabil, da. Să se împută, că puteau de mult. domnul Marius Irimia, am început așa, viceprimar suspendat, voluntar asumat. Luăm prima parte și punem pe a doua. Da, acum așa, nu mai e o știre caldă. Sunt păi nu e o știre caldă. Și eu și Alin, colegul meu, suntem amândoi suspendați. Primăria Piatra Neamț, în momentul actual, funcționează cu, să zicem, fără viceprimari cu drept de semnătură, cu doi consilieri onorifici ai domnului primar, care, recunosc, facem munca de viceprimar, dar fără a semna documentele din primărie. Deci, practic, dumneavoastră, în momentul ăsta, până când o instanță va hotărâ, adică nu o instanță, hotărâ? A doua instanță, că se va ajunge sigur la a doua instanță, în mod sigur, așa. Sigur, va fi și apel. Așa, până când instanțele vor hotărâ dacă suspendarea este valabilă sau nu, practic faceți un fel de voluntariat. Chiar este voluntariat, știți că cred că nici voluntariat nu este, pentru că voluntariatul merge sub legea voluntariatului, ai niște drepturi. Noi facem muncă în folosul comunității, ca să spun așa. Anticipați cumva? Niciodată, nu. Dar, sunt alții care au muncă în folosul comunității și nu o fac. Adică numai să blifează. Balanța trebuie înclinată de către cineva și am decis noi. Nu, acum să fim serioși, ar fi fost păcat să pierdem această perioadă. Nu știm cât va dura până o instanță va hotărâ ce se va întâmpla. Ar fi fost o perioadă moartă în care și așa este destul de greu să te acomodezi cu lucrurile și cu viteza din primărie. Și am zis, noi am stat de comun acord cu Alin și am zis, băi, rămânem aici și
tragem la căruță înainte, ca să putem cât de cât să o ducem mai departe. Mie mi-a plăcut că a spus că trageți la căruță. Într-adevăr, aici sunt de acord cu dumneavoastră. Am zis și înainte. Nu poți să compari primăria cu o mașină. Cu o căruță o poți compara, dar cu o mașină nu. Încă. Deci, cum e cu căruța asta? Are osiile date cu dohot? Și așa se dădeau la căruță. Adică merg roțile, știți cum? Lipsesc dohotul, spițe, nu lipsesc. Dohotul există, dar cel care trebuie să ungă osiile mai uită așa din când în când. Dar lucrăm și la chestia asta. Lucrați și la chestia asta. Da. O să vedeți în curând, vă garantez. Pe mine ce m-a mirat, domnul voluntar asumat. Domnul voluntar asumat. Faptul că s-a primit atât de târziu termen pentru proces. Da. De exemplu, eu vorbesc de acțiunea prefecturii, nu de acțiunea PSD-ului. Eu am trecut cumva, Alina a luat-o înainte, el a fost primul suspendat. Imediat a venit și suspendarea mea, dar... Și dumneavoastră ați primit termenul înaintea lui. Eu am primit termenul înaintea lui pentru că judecătorul care se ocupă de cazul meu, să zic așa, le-a respins din start celor de la PSD și PMP. Da, dar nu ați primit pentru plângerea prefecturii decât acum aveți termen. Acum, dar cumva eu vreau să vă spun că am ajuns cumva înaintea lui Alin Lehăduș, cazul Alin Lehăduș. Până la urmă este după numărul de voturi. Nu, așa s-a întâmplat. Da. Bun, haideți să vedem ce face un voluntar, fost viceprimar, suspendat la primărie. Cu ce era să spun o vorbă urâtă? Cu ce vă ocupați? Ca să fiu așa sincer, îmi pică bine faptul ăsta că sunt suspendat, pentru că foarte mult timp în primărie era ocupat cu semnarea și verificarea și citirea documentelor. Autorizație de construire, certificate de urbanism, eu fiind cu atribuții către cadastru și către urbanism. Acum, acel timp, să zic eu, îl folosesc foarte mult pentru ieșitul în teren și verificatul directivelor care pleacă din primărie. Începem cu ștrandul, sus pe Cozla, urmează să se întâmple unele lucruri mărunte pentru început, mici, dar zic eu și noi toți din primărie că ajută oarecum ca lumea să nu mai orbecăiască pe Cozla și încet încet să aibă ce să facă, să piardă vremea util. Domnul primar, viceprimar. Viceprimar. Suspendat. De doamne. Acum ținem în glumă. Așa. Domnul Ieremia. Haideți să luăm de jos în sus. Ștrandul. Eu vă întreb așa. Nu mă aștept să fie destructurat grupul organizat care pusese mâna pe tot ce înseamnă ștrand și organizare de evenimente din primăria Piatra Neamț, că nu se poate destructura așa de repede. Așa repede nu, dar eu zic eu... Că este un grup organizat, în modul benefic, nu? Eu nu vorbesc de definiția grupului organizat infracțional. Nu, un grup organizat care făcea, dar numai el făcea, adică el se ocupa de tot. E, la ștrand, din punctul ăsta de vedere al accesului și altor firme la licitații, pentru că și înainte se făceau licitații și tot aceiași erau. De exemplu, sunt mulți care ar fi putut să meargă ca obiect de activitate. Dar dacă licitația se organizează confidențial, e greu să știi. Că nu stă nimeni cu ochii pe site-ul primăriei, să știți. Că nu eu, ce cred eu este că la mulți interes, cei care ar fi interesați, nu ajunge informația. Păi nu ajunge informația. Nu ajunge informația. Și ajunge la informația acum, pe surse... Eu, de exemplu, dacă aș fi fost primar, aș fi pus într-un plic și un anunț, că nu mai costa mare lucru, un anunț cu licitația organizată de primărie pentru ștrand. Un anunț cu ce se dorește pe Cozla, poate și licitații,
și aș fi pus poate și posturile scoase la concurs la primărie. Că atunci chiar ajungea la toată lumea și se justifica să trimiți hârtii. Și era o chestie mai mult decât ok. Este o idee pentru viitor. Dar se puteau trimite și la firme, că eu din câte știu, există baze de date cu firme de alimentație publică, cu firme de divertisment. Absolut. La adică, în sensul ăsta. Bun, haideți, spuneți-ne ce noutăți ne puteți prezenta pentru Strand, pentru sezonul ăsta. Că era un primar la Piatra Neamț pe vremuri, care avea o marotă. Dacă de 1 mai nu era Strandul ok și nu era deschis, era rău de tot. Îi se spunea, avea nume ca de domnitor. Ok. Nu știu la cine referi, la cine faceți referire, dar da, într-adevăr, în Strand se vor face lucruri, să zic eu, nu în profunzime, dar vom face niște lucruri așa cum am gândit noi. Ceea ce îmi place aici în primărie este că noi, executivul, ne sfătuim. Și oarecum a zis, băi, de Strand vă ocupați tu și cu Alin, să vedem ce putem face în limita bugetului care a fost alocat pentru Strand. Pentru început am zis, am hotărât să scoatem acele terase care făceau diverse preparate la fum, grătarele, să zicem așa, nu vorbim de zona de grătare, de grătarele din incinta bazinelor. Adică era un loc, era, să spunem, cu terasa Carrefour pentru VIP, care, pentru terasa, cum era, terasa așa? Carrefour pentru cei care... Și acolo se făcea o grătare, lângă plajă, mici, ca să spunem așa. Și noi am considerat că nu este ok ca cineva care vine la plajă și vrea să bucure de soare și de ceea ce îi oferă zona de bazine în momentul actual din Strand, să nu fie deranjat de mirosurile care vin dinspre acele terase. Și am hotărât să le ducem undeva lângă clădirea Consiliului Județean Carmen Seculare, undeva mai retras, mai de lângă pădure. În propriu clădire, chestia aceea, stâna, cum îi se spunea pe vremuri. Stână, o afacere foarte interesantă. Stână cu OSB, eu nu prea am văzut. Dar da, așa se chema, stână cu OSB, și a fost o afacere foarte tare construcția de atunci. Țin minte că am scris și s-au supărat foarte mult, dar n-am înțeles de ce s-au supărat. Noi n-am dat decât costurile. Da, păi OSB-ul e scump să-l duci la da. Și primul lucru ăsta vrem să facem, vrem să grupăm activitățile. Deci să le grupăm. În zona respectivă, dacă vrei să mănânci ceva, ieși din zona de bazine, trebuie să mănânci. Că nu este corect ca tu mănânci un mic și un muștar murdar de mâini să te duci să te arunci în bazin. Unul la mână. Am văzut prin presă că s-au făcut, să zic eu așa, oarecum tantam, pentru că am scos zona de grătare, în care lumea putea să vină să își prepare o friptură la grătar. Acele grătare, oricum, nu mai erau funcționale, pentru că erau arse de foc și trebuiau înlocuite, și am considerat că acea zonă atrage, să zic eu, persoane care deranjează oarecum restul oamenilor. Fac gălăgie mai multă, vin fiecare cu boxa lui portabilă, și acolo în Strand era o ciripit de boxe peste tot, să zic așa. Da. Da. Ca să nu zic de altfel. Și rămân în zona de grătare, rămân băncile și cu mesele în care lumea care dorește poate să servească un sandwich, un gen de picnic fără grătar. În zona cu cele unde au rămas dalele alea de beton, dacă știți unde erau puse. Cunoaștem dalele, da? De beton, da. Va fi un mini teren de golf. În partea dinspre Tequila, partea cu arbori, partea aia unde sunt pinii mai deș, va fi un mini parc de aventură pentru copii. Vis-a-vis, înspre căsuțe, înspre complexul de căsuțe, va fi o zonă de tiroliene. Pentru patinoar dorim să facem vole pe nisip și să cam termina bănuții. Am înțeles. Da, da, se mai încasează de acolo. Nu, adică când vin oamenii și încasează, adică eu mă gândesc că vine omul, tot încasez ceva cu banii ăia, nu se face, sau doar are pentru salarii.
Se încasează și din chirii la strand. Strandul noi l-am privit ca o zonă care să genereze trafic. Iar primăria să ajute cât poate la momentul actual de a atrage oamenii și de a ține oamenii în strand. Pentru că, știți cum, mulți zic, domnule, nu vin la licitație pentru că sunt 3 luni pe an, îi atrag cât trag de cele 3 luni, dar nu gândesc în perspectivă, zic, domnule, haideți să facem cumva ca cele 3 luni să le ducem în 6 luni de activitate în strand. Și de asta primăria zic, domnule, haideți să facem anumite atracții. În general, să știți că copiii scot adulții din casă. Și încercăm să facem atracții pentru copii, iar sigur, încet, încet vor veni oameni. Dacă se face... Pentru că noi, la noi, zona de evenimente în strand. Zona de evenimente, va fi. Vor unde? Fi. Ce va fi acolo? Vor fi, de exemplu, ziua copilului, pe 1 iunie. Se va face și în strand. Nu este stabilit încă un loc. Locul în care va fi fiecare eveniment. Este un regulament acum pus pe site-ul primăriei, care încercăm tot la fel să facem oarecum să fie, să arate într-un mod unitar toate aceste evenimente. Pentru că de obicei fiecare participant la evenimente venea cu căsuța lui, cu rulota lui, cu mobilierul stradal al lui, fiecare era un pastel de culori acolo, ori la curtea domnească, ori în parcul Tineretului, ori în strand, ori în piață. Și încercăm să, cum spuneam, să dăm o culoare unitară acestor evenimente. Bun. Atunci nu ne rămâne decât să așteptăm să vedem ce măsuri, adică ce schimbări vor fi, dar eu vă spun că totuși acolo, dacă intră omul în strand, dacă se duce, se încasează niște bani, vin niște chirii, poate și cu alea s-ar putea gândi ceva. Noi am zis că mai întâi să încercăm să ajutăm și apoi să ne așteptăm cumva la chirii. Nu, strandul nu se ține din, nu se poate susține doar din, să zic eu, taxa de intrare la bazine și din chiria plătită de cei care închiriază căsuțele sau spațiile din strand. Apropo, căsuțele alea mai sunt locuibile din strand? Da, că Da. Bungalourile, cele din Roland Garrosu, cel din spatele terenurilor de tenis, din păcate, în urma viiturilor care au venit în decursul anilor, mare parte din ele sunt impracticabile. Efectiv, nu se mai poate salva nimic de el, pentru că acolo au fost inundații, colmatări. Am înțeles. Deci, practic, sunt... Alea, efectiv, am zis încet, încet să le mutăm de acolo, pentru că arată ca un gunoi în curtea, ca o ruină. Așa. Partea de apartamente funcționează, chiar am fost. Sunt nu atractive, dar sunt ok. Riviera funcționează, căsuțele alea din casă, de la intrare dinspre punte pe mâna stângă. Da. Deci funcționează, sunt funcționează. Sunt la ce nivel? Adică să spui că vine, te cere cineva o recomandare. Două margarete. Da? Ofilite sau înflorite? Așa, în primăvară. În primăvară. Dar sunt două margarete. Deci două margarete. Nu zic trei margarete, dar și prețul este 70 sau 75 de lei pe noapte. Am înțeles. Deci, ok. Bun. Urcăm de la strand. Urcăm. Nu ne oprim în zona primăriei, că nu vreau să vorbesc despre evenimentele de la turn din motive simple de igienă. Mergem spre Cozla. Da, pe Cozla ne dorim și chiar, să zic eu, sunt managerul de proiect să realizăm cel mai frumos loc de joacă care a fost vreodată în Piatra Neamț. Unde? Dacă lângă Iglu, în partea de dinspre nord, în partea dinspre sus, cu 3 căldări. Să spunem așa, lângă ruinele igluului. Ca să ne lângă terasa exact. Care este lipită de iglu. Am înțeles. Deci lângă ruina aia foarte scumpă, ruina aia foarte scumpă, nefolosită, fără autorizație mult timp. Acum bănuiesc că au primit și autorizație dacă s-au stricat.
Așa? Nu au. Deci prezent. Acolo, loc de joacă pentru copii. Ok, dar am auzit niște zvonuri. Nu știu dacă sunt adevărate, că primăria comunică mai rar. Comunică prin zvonuri? Comunică mai mult. Nu, aflăm că lucrurile se întâmplă după ce se întâmplă. De multe ori. Adică să nu exagerăm totuși. Da, de multe ori aflăm după ce se întâmplă. Va fi pietonal drumul spre terasa gospodinelor? Spre terasa gospodinelor? Deci drumul de la parc, de jos, de la parcul zoo... Nu va fi pietonal. Va fi cu mașina, iar de acolo, de la Casa Florilor, din Parcarea Mare... Din Parcarea Mare, de acolo va fi pietonal. Nu, că era aberant că atunci trebuia să plătiți despăgubiri la băieții care lucrează. Nu. Deci până la cercul gospodinelor, poți să urci cu mașina, ai voie să urci cu mașina, dar de acolo este barieră și alegi să mergi pe jos, faci o plimbare. Adică poți alege să mergi pe jos, dacă vrei, dacă nu... Dacă nu, cu telegondola. Sau dacă nu, pe pârtie, poți să urci. Am înțeles. Bun. Deci acolo va fi un loc de joacă pentru copii. Da, va fi un loc foarte frumos de joacă. Făcut de primărie sau va fi un parteneriat public? Nu, făcut de primărie, din bugetul primăriei. Deci făcut de primărie. E loc de joacă... Eu propun să-l aduceți acolo pe administratorul de la stadion să ocupe de el. Pentru că s-ar face un parteneriat public-privat perfect. Cum este stadionul pe jumătate privat? Da, trecem. Hai să zicem că trecem peste chestia asta cu... Nu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Nu sunteți de acord cu propunerea. Eu sunt de acord, dar nu contează. Ce spun eu nu contează. Ar trebui să punem și o saună acolo și nu avem bani. Deci, faceți și o saună și un grătar mare. Și un grătar mare în mijlocul... Asta că copiii vin cu părinții și părinții se duc la o saună, fac un grătar, nu? Păi depinde de părinți, dacă cunosc foarte bine pe domnul administrator. Am înțeles. Altfel, un om foarte cunoscut, dacă ne luăm după prietenii pe care îi are și care îl vizitează, evenimente în familie. Da, să mergem mai departe. Deci locul de joacă pentru copii care va fi cel mai frumos din oraș. Condiția este să nu-l administreze tot Publiserul, după părerea mea. Da. Dar nu e vorba de... Pentru că ne asigurăm... Chiar v-aș ruga să-mi permite să intrăm în câteva detalii. Vă rog. Legate de locul de joacă. Deci va fi un loc de joacă, fiind în pădure, 85% va fi realizat din lemn. Dar am cerut garanție minim 10 ani la elementele din lemn. Și minim 15 ani garanție la elementele din oțel inoxidabil, galvanizat și plăcile HDPE plus sticla ranforțată, fibra de sticlă ranforțată din tobogane. Ne dorim un loc de joacă care să antreneze foarte mulți copii. De asta va avea o suprafață destul de mare. Va avea o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați amprentă la sol, realizat din 8 turnuri, cel mai înalt turn va fi 6,5 metri. Oarecum va da copiilor posibilitatea de o, să zic eu, o panoramă mult mai mare asupra orașului, fiind acolo amplasat chiar și aproape de punctul cel mai înalt al dealului. Va fi, bineînțeles, cu tartan pe jos, leagăne, balansoare, dar asta este, cum zic eu, foarte important pentru că ne dorim o garanție foarte mare. Cu 2 ani, 3 ani, 5 ani. Lemn tratat, tot omologat, ne dorim foarte mult ca, adică chiar am pus o condiție ca cei care vin la licitație, va fi o licitație deschisă. Licitația pentru materiale, pentru... Nu, efectiv, pentru tot locul de joacă. Pentru tot locul de joacă. Tot locul de joacă. Am înțeles. Și îmi doresc foarte mult și ca și Publiserul să vină la licitație. Domnul Irimi, acolo să facem loc de joacă. Se gândește cineva să valorifice și ruinele? Haideți să încercăm să transformăm igluul în ceva autohton, folosibil. Igluul necesită foarte mari investiții pentru a putea fi folosit. Este spart, cele două straturi din acoperiș sunt sparte. Eu nu vreau să întreb, s-a gândit cineva să se uite un pic prin documente, prin hârtii și să zică, bă, dacă s-o cheltuit ața bani, oare n-am putea să recuperăm ceva din ei de la nesimțiții care și-au bătut joc?
Eu unul nu m-am gândit la chestia asta deocamdată, pentru că dacă am mers pe chestia asta, dacă stăm și ne uităm în spate, nu da. Reușim să mergem. Nu sunt de mergem. Acord cu această idee a domnului primar. Este ideea domniei sale. Pentru că eu nu pot să nu mă uit în spate. Domnul Ieremia, ați fost unul dintre oamenii care, imediat când am scris despre o neregulă, v-ați dus la fața locului și după ce v-ați dus dumneavoastră, deși noi scrisesem de atâta timp, s-a închis cloaca aceea de la Piața Mărăței. Așa. Numai că 6 luni de zile, acolo s-a funcționat fără să recupereze fără să încaseze un ban. Suma este undeva la vreo 50-60 de mii de lei. De ce nu se face nimic ca să recupere banii ăia? Pentru că este o pagubă în bugetul primăriei. Cine s-a făcut vinovat acolo? Este simplu, se vede, sunt hârtii. Păi, ia veniți încoace. Ce e acolo? Păi, ori recuperați banii de la ea care au stat acolo, că vine curtea de conturi, știți? Dacă cineva îi atrage curții de conturi atenția, s-ar putea să plătească domn primar din buzunar. Chestia asta am început să o, să zic eu, să o răscolesc, dar după aia imediat a venit suspendarea. Nu, dar eu vă spun, poți să nu te uiți în spate. Pentru că dacă nu te uiți în spate, ajungi să-l premiezi pe cel care a greșit. Că zic, uite ce băiat bun, mi-a spus că a greșit și-l premiez acum. Ideea mea e că nu ne uităm foarte, foarte mult în spate. A, bine, aici nici nu-i recomandat. Nici nu-i recomandat. Dorin Cocoș tocmai a fost trimis într-un nou dosar în judecată pe Microsoft și probabil că cineva s-a uitat mult în spate, știți? Și atunci Dorin Cocoș s-a uitat mult în spate. Sunt persoane care sunt avizate să se uită și văd lucrurile, cele din spate, mult mai bine decât le-aș putea vedea eu. Am înțeles. Deci, dar nu e vorba de dumneavoastră. Aici este vorba despre... Eu sunt o persoană constructivă. Eu încerc să construiesc, să lăsăm ceva în urmă. Mult puțin asta vom vedea ce vom putea. Pentru Cosla, de exemplu, este scris un proiect, o temă de fundamentare pentru un proiect de 15 milioane de euro, care va schimba total fața. Când o putem vedea și noi? Adică s-a scris o temă. Ăsta, știu. Nu, eu nu vorbesc de finalizare. Tema respectivă. Să o vedem și noi. Eu vă aștept într-o emisiune cu o machetă. Că pe machete e ușor. Tema de fundamentare nu include și proiectarea. Dar nu, eu nu vorbesc de proiectare. Tema de fundamentare. Ce vrem noi să facem acolo? Că asta e o temă de fundamentare. Ce ne propunem? Ce ne propunem? Ne propunem să ne dăm cu bobul de sus până jos. Ne propunem să scoatem porcăriile alea de trambuline care sunt pe un pseudo traseu. Pe un pseudo traseu. Alea e pe chile, au dus niște copii. Deci chiar alea trebuie, alea scoase, acolo vor veni pe locul în care sunt acele bucăți de beton, că nu sunt trambuline. Sunt niște bucăți. Da. Știți, o trambulină de lemn acolo jos, lângă motorașul care urca la tubing. Am avut curiozitatea. Așa. Alea vor dispărea garantat. Duminică am luat pe cineva care se pricepe la acel sport. Și mi-a spus așa, pe o scară de la 1 la 10, cu grad de periculozitate maxim. E 11. Astea sunt inacceptabile. Sunt pericol pentru cei care merg acolo. E adevărat, sunt copii care se duc, le place, dar creează-le condițiile normale. Ca să nu jupă coastele, picioarele și capul. Am avut întâlniri și urmează să mai avem unele întâlniri cu cei care iubesc acest sport. Și chiar sunt foarte pasionați și dornici să realizeze lucruri. Până acum au realizat fiecare, să zic așa, de capul lor. Acum am zis, până acum nici n-a fost deschiderea primăriei către ei. Corect, așa este. Au fost dăsați deoparte. N-au fost băgați în seamă. Da, adică trimis la pescuit era. Nu te văd și pescuiește ceva acolo, prinzi un pește mare. Eu am făcut ciclism. Eu făceam naveta, oarecum zic naveta, făceam drumul la Suceava cu bicicleta, deci 140 de kilometri. Și îi înțeleg foarte bine pe ei. Și am zis, băi, spuneți-mi de ce aveți nevoie din partea primăriei și primăria vă susține. Dar haideți să facem totuși ceva organizat, ceva integrat. Nu fiecare își face de capul lui.
am ajuns la o concluzie, urmează să mai vorbim cu, că și ei sunt împărțiți, așa să zic eu, mai multe grupuri. Am înțeles. Dar dacă tot am amintit de tubing, tot am stat să ne gândim ce să facem cu acea pârtie de tubing, pentru că zăpadă nu avem, pantă pentru tubing nu avem și o idee ar fi fost să, nu știu dacă sunteți familiarizat cu ideea de zorbing, de aia de te bagi într-o bilă și te dai la vale. Încercăm totuși să adaptăm ceea ce avem, să dăm o utilitate, pentru că efectiv să stai să le lași ruină nu este corect din punctul nostru de vedere. Așa este. Corect este să faci ceva. Pentru că utilitatea pentru care au fost construite acele lucruri nu mai există. Sau n-a existat de la bun început. Dar încercăm totuși să le adaptăm. Ok. Alte lucruri pe Cozla? Dacă mai sunt? Deocamdată pentru... Sunt... Face mai mult... Idei. Poftim? Alte idei. Idei sunt foarte multe. Știți cum? Dar ne oprim la finanțare. Ne blocăm la finanțare cu idei. Idei. Încercăm zona aia de acolo, de sus... în care efectiv pășește prima oară turistul sau pietreanul, să o cosmetizăm. Încercăm să terenul ăla care, sau drumul ăla care mergea la restaurant, care odată, la un moment dat avea pavele pe el și au dispărut într-o noapte, le-a luat vântul. Nu le-a luat vântul. Orice putem spune despre Sorin Ovidiu, vântul, dar pavele de la Piatra Neamț s-a luat. Dar n-am zis, Doamne ferește, de vântul. Deci, nu, dar zic eu, de acolo, curentul. Da, curentul ăla era dat de o mașină. Deci o mașină a fost luată de curent, mașina are numere de identificare. Noi am și scris la vremea aceea, am scris și unde au ajuns pavelele. Au zburat mult. Au zburat mult. Ei, problema este, doamne, le-a luat vântul, înțeleg. Dar de ce acum avem pavele îngropate pe partea drumului? Păi, tocmai asta vreau să spunem, că încercăm să readucem, să facem acel drum până la locul de joacă și până la restaurant să îl pavă. La restaurant nu e nevoie că e făcut. Până la intrarea. Nu, efectiv, nu ai cum să mergi. Acolo mergi ca pe Albia Bistriței. Sincer vă spun. Vă spun că era duminică, erau duminică, oameni care veneau cu mașini de Botșeni, de Suceava, de Vaslui, de Iași, de Gorj, de Dolj, și ajungeau până la celebru WC-ul observator din zonă, sau observator WC-ul din zonă, sau, mă rog, cum se cheamă, și se uitau așa, se deau jos și se uitau. Și eu îi încurajam, stați că a fost și mai rău, deci acum se poate ajunge, nu-i problemă. Se poate ajunge, încet, frumos, ajungeți. A fost mai rău. Cum a fost mai rău? Da, zic. Erau, și aveam toate formele de relief, munte, podiș, văi, prăpăstii în drum. Ape. Ape, puteam studia toată geografia la fața locului, ceea ce poate era bine. Dar nu mai sunt iubitor de geografie. Nu mai sunt iubitor de geografie aplicată. Aplicată. Bun. Deci, voluntarul de la Strand, voluntarul de pe Cozla, pe unde mai sunteți voluntar? Urmează să fiu voluntar în parcul, sau ce se va întâmpla cu actualul parc zoo din Piatra Neamț. Pentru că, da... Eu sunt de acord cu desființarea, închiderea da. De zoologice, nici măcar nu sunt. Eu nu sunt de acord cu închiderea. Termenul de închidere mi se pare impropriu. Cu transformare. Transformare în... Piatra Neamțu are foarte mult spațiu verde datorită reliefului din în împrejurim, dar în oraș, efectiv, stăm destul de prost la spațiu verde, spațiu de promenadă. Și dorim să-l transformăm într-o parc public, într-o grădină publică, cum doriți să-i spuneți dumneavoastră, dar fără chiciuri, fără terase, fără nimic. Deci încercăm să îmbinăm modernul cu tradiționalismul, cu ceea ce a fost odată, cele patru pavilioane vor fi refăcute în stilul arhitectural care au fost făcute acum 100 de ani. Deci doar că vor fi refăcute, dar păstrăm arhitectura. Încercăm să-i dăm o poveste grotei în care, să zic eu, a fost așa chiriașă Ina ultima oară. Ne legăm de o poveste. Deci, eu nu înțeleg de ce ne legăm doar de Ina. Nu, nu. Pentru că Ina a făcut, Ina a fost declanșatorul green, ca să zic așa, al acestei povești, care mie mi se pare că a fost comunicată stupid. Ca să nu spun altfel. Dom'le,
e adevărat. Căina se învârtea în cerc. Nimeni nu spune de ce se învârtea în cerc. Ca fost la cerc. Ca fost la circ. Ca fost la circ, nu ca stat în grota nu, de la Piatra Neamț. A fost la circ Neamț. Și... Haideți să punem cinstit lucrurilor pe nume. A fost la circ. Este mai simplu să spui așa că... Să îți dai cu părerea. Nu, adică este mai simplu să impresionezi. Pe, ca să-ți atragi prinde tu, mai mult, prinde mai ca mult. Să-ți atragi tu o anumită simpatie. Că vezi, Doamne, eu iubesc animalele. Oamenii empatizează foarte mult la animale. Am înțeles, dar oamenii empatizează unii dintre ei și la animale politice. Și eu extermin animalele politice, le scot din Parlament? Dom'le, ar trebui să le extermin pe unele dintre ele. Cu toții. Da? Oamenii au empatizat și la dictatori. Deci empatia oamenilor nu poate fi un barometru, după cum nu poate fi un barometru un pseudo, cum se cheamă, sondaj. Nu. Hai să vedem ce facem. Sunt de acord că deranjează mirosul, sunt de acord că anumite animale nu au spațiu normal, dar înainte de a spune desființăm, haideți să spunem ce oferim. Odată, a spus, parc public, foarte frumos, parc public, ok, dar partea cealaltă, animale, vii, îmi spune cineva, păi mergeți, domnule, în natură că găsiți lupi și urși. Serios? Mergeți pe Cozla, dacă îi vedeți acolo. Serios? Face cineva mișto de noi? Ideea ne crede de, chiar retardați? Ideea de a vedea animale în habitatul lor natural, fără a fi îngrădite. Este senzațional. Este senzațională, dar se întâmplă foarte, foarte rar. Eu vă spun că am lucrat 14 ani de zile într-un parc natural și vă spun că am văzut o singură dată niște lupi jucându-se într-o poieniță. Bătea vântul dinspre ei, înspre mine, că altfel mă simțeau și fugeau. Și vă spun că doar am văzut așa o urmă de urs, o umbră de urs. Nu am văzut ursul. Și am umblat cum prin pădure. Cum poți să îmi spui mie, îmi spune mie un oficial, dom'le, urcați pe Cozla, că o să vedeți în habitatul lor natural. Dom'le, eu de obicei cred că un oficial când vorbește și gândește. Sau îi funcționează și neuronul. Dacă nu, se ia un patent, se ia un patent să mai strângă sârma dintre urechi. Nu, dar instinctul animalelor este de a se feri, a fugi de oameni. Vă spun așa este. Sincer, nu, și îmi asum ceea ce spun. Așa este. De asta, și atunci, haideți să vedem cum putem oferi copiilor o alternativă. O alternativă care să fie în regulă și pentru agentul Green. Să fie în regulă și pentru progresismul ăsta promovat acum. Așa. Dar trebuie să avem grijă dacă animalele trebuie să le punem să-și declare dacă sunt de genul masculin, de genul feminin sau transgen. Ca să știm cum le punem în cuști. Adică să ajunge la niște absurdități. Prințul o sărută pe prințesă fără consimțământ că doarme. Deci, haideți să încercăm să trăim în lumea reală. Facem parcul ăla. Foarte frumos, este ok, nimeni n-are nimic împotrivă. Dar o alternativă pentru copii. Nu știu. Punem animalele pe un ecran de televizor. Din când în când. Asta e vulpea, asta e ăla, asta e veverița. Veverițele le avem. Alternativă, deocamdată, sincer vă spun, în viitorul apropiat, nu există. Tot la fel, din cauza banilor. Dar știți foarte bine că am discutat foarte mult despre o grădină, despre un zoo safari. Știu, de asta sus, discut cu dumneavoastră. Sus pe Cozla. Și îmi doresc din tot sufletul și credeți-mă, nu am uitat acest lucru. Dar sunt conștient că deocamdată nu se poate. Din acest motiv am găsit sprijin din partea domnului Cătănoi, directorul de la Parcul Natural Bunător Neamț, de a ne caza pe o perioadă animalele din grădina zoo. Vorbim de animale de talie mare, nu vorbim de păuni, fazani, porumbei. Eu vă întreb orace. Așa, care animale? Ale primăriei? Nu. Sau ale... Nu. Animalele primăriei, așa să zicem noi... Mă rog, animalele aflate în inventarul primăriei, în ca să vă spun animalele primăriei. Da. Animale că care mai sunt și animale, patrimoniul primăriei, să zic eu, așa, din grădina zoo, așa. E într-un geamantan. Pentru că sunt animale, sunt mai mult păsări, păuni, fazani, porumbei, două deci, race, păuni sunt de acord că sunt mulți la primărie, fazani, da, nu discutăm, cu sunt coadă frumoasă. Cu coadă frumoasă, mândri.
așa, cu 25%, nu, 50% pe proiecte europene, scoporuri și alte chestii. Deci avem. Deci îi luăm într-o valiză. Da, sincer să vă spun. Deci am vorbit cu domnul director de la Direcția Silvică și ne-a asigurat că sunt spații în grădina Zoo Dragoș Vodă de la Vânător Neamț pentru animalele care sunt în patrimoniul firmei Solaris. Și vorbim acum de animalele de tale mare, cele 5 lame și muflonii. Și de asta vă spuneam că am vorbit cu chiar domnul director, a venit cu inițiativa, domnul director de unde am lucrat eu la patru vânători, domnul Cătănuiu, că a zis că băi Mariu, știi că avem un țarc foarte mare în care nu mai folosim, țarcul de carantinare a zimbrii pe care nu mai folosim pentru că zimbrii încet încet sunt în libertate, da? În libertate. Haide, aduceți-le acolo. Le ducem, am vorbit cu domnul primar. Dar cel de la Solaris e de acord? Am vorbit chiar și cu domnul de la Solaris. Adică a zis mi se pare normal că e bunul lui. Nu, am vorbit cu el, i-am propus, i-am, să zic eu, înaintat ideea noastră. A zis că are niște oferte de la diverse grădini zoo de prin țară, dar se gândește și la propunerea venită din partea noastră. Adică mi se pare primul om care trebuie să accepte. Absolut. Trebuie să fie dâns. Nu, dar omul este afacerist. A zis, domnule, le vând. Ok, cât costă? 4.000 de lei. Mi-a zis prețuri, să zic eu, neoficiale, la telefon. Rezonabil, și vă spun, da. 4.000 de lei lama, în jur de 1.000 de lei muflonul. I-a zis, ok. Haideți să vedem. Am cu domnul primar, haideți să găsim niște bani, să le rescumpărăm, să le ducem în... Pentru că mie îmi pasă și ce se întâmplă cu acele animale. Chiar dacă lumea crede că nu-mi pasă. De asta încerc să găsesc o soluție cât de cât, să zic eu, mai prietenoasă și pentru animalele de acolo. Și credeți-mă că grădina zoo are 0,9 hectare, toată. Țarcul de la vânători are 4 hectare. Da, e ok. Deci haideți să găsim... Bun, le ducem acolo, dar după aceea poate stabilim și o cursă specială pentru copiii din Piatra Neamț. Să ducă să vadă o lamă, un muflon, subvenționată, 50% transport sau gratis pentru copii, plătesc doar părinții. Iar la vânător nu se plătește intrare. Păi de asta zic. Pe drum copiii merg gratis sau clasele de copii din Piatra Neamț. Ok, dar atunci haideți să o luăm așa. Nu vă recunosc, deocamdată în viitor apropiat nu avem o alternativă. Chiar era o propunere serioasă, eu nu vorbesc. Da, Solaris oricum nu interesează, vinde animale, pentru că este om de afaceri. Soluția noastră de a duce animalele, o parte din ele, la parcul natural este la 50 de kilometri, 55 de kilometri. Da, ok. Da, am înțeles. Avem un proiect în momentul acesta pentru parcul ăsta nou, parcul de plimbare. Eu am un proiect în minte. Dumneavoastră aveți, dar avem un proiect oficial pentru că Solarisul mai are contract până în august. Ce se întâmplă? Pățim ca la Piața Mărăței, punem lacătul după ce pleacă Solarisul? Nu. În primă fază vor dispărea. Își ia Solarisul toate bunurile de patrimoniu pe care le are. Toate în august. Să zic așa. Da. Vedem ce rămâne, intră publiservul, face curățenie, dăm volierele jos, îndreptăm terenul, punem gazon, plantăm arbori și arbuști, cum spuneam, refacem cele 4 pavilioane, încercăm să ne folosim de... Eu vă rog să lansați și o chestie publică de ajutorare de la firmele din Piatra Neamț pentru Parcul Zoo. Sunt convins că cel puțin vopseaua o veți primi gratis. Nu. Cel puțin vopseaua o veți primi gratis acolo. Asta urma să vă spun, pentru că încercăm. Mie nu mi-este rușine să mă duc așa, să vă spun pe românește, cu căciula în mână. Dar nu văd de ce v-ar fi. Nu mi-este rușine, pentru că eu știu că bugetul este foarte mic la primărie și știu că sunt foarte mulți oameni de afaceri care sunt dorniți să ajute comunitatea. Și cu siguranță voi face chestia asta. O să vedeți. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii. A trecut deja? Da, dar dacă vreți mai stăm. Adică nu e nicio problemă. Îmi pare foarte rău. Sincer, vorbesc chiar la ora 10, trebuie să mă întâlnesc cu cei de la TCE și cei de la Kaufland. TCE și Kaufland? Da.
Și de asta zona TCE-ul și cu Kaufland. Cu zona, și de asta v-am zis că nu zona este... de acolo, nu? Cu zona de din față, da? Cu zona de acolo. Da, am înțeles. No, noi nu vă punem întrebări indiscrete. Vă așteptăm să comunice primăria ce se întâmplă. Eu sunt suspendat. Bun. O întrebare delicată. Ce veți face dacă instanța nu vă mai confirmă ca viceprimar? Plec la Parcul Natural Mâna Torneanță. Deci mergeți înapoi. Da, și am grijă de lame și de bufloni. Vedeți cum? Ce-și face omul cu mâna lui se cheamă grădină zoo. Corect. Da. Bun. Dacă mai e ceva de comunicat apropo de activitatea asta în folosul primăriei și al comunității pe care o desfășurați dumneavoastră, care ne-ar interesa Nu. Sunt multe lucruri mărunte pe care tot încerc să le facem, dar v-am zis, în perioada asta de aceste trei lucruri oarecum mari mă voi ocupa sau mă voi ocupa mai mult. Eu vă doresc baftă la întâlnirea cu TCE-ul și cu Kaufland. Poate aflăm și noi dacă Kaufland în momentul ăsta și-a plătit amenziile. Dar bineînțeles că nu și-a plătit, că instanța le anulează, că nu mai au obiect. Așa, deci trăim într-o lume extrem de interesantă. Probabil că și cei de la Heidelberg Cement au contestat deja amenziile. Acolo e o poveste, toate că să zic eu nu am treabă cu chestia asta, dar aceste greșeli de mediu trebuiesc sancționate mult, mult mai drastic. Și rapid. Rapid și nu doar cu un dosar penal. Și, mă rog, cei, din punctul meu de vedere, cei care n-au suspendat activitatea unui restaurant care a fost primul afectat acolo, măcar să o suspende pe o perioadă scurtă până la și pe aia, să dea un anunț, acum este sigur, merită dați afară din funcție, indiferent cine sunt ei. Așa este. Deci dați afară, eu i-aș da afară și cu un imbold în partea dorsală. Da. Tot în fund. Nu știu. Un imbold în partea dorsală. Dar la noi lucrurile se fac cu mănuși ca să nu afecteze amoniacul. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sperăm că vinerea viitoare să vină și cineva care nu este voluntar la primărie. Există o singură variantă. Există o singură variantă? City managerul. Domnul primar. A, nu, domnul primar nu. Domnul primar nu, pentru că el este o persoană ocupată. Eu înțeleg că este o persoană ocupată, de aceea nici măcar nu mai îndrăznesc să-l deranjez cu un mesaj. Nu de alta, dar am surpriza să mi se răspundă după 7-8 zile, ceea ce eu pot să înțeleg, noi presa suntem prea puțin importanți în județul Nea și în Piatra Neamț în special, dar asta nu contează. Contează ca domnul primar să-și facă treaba, să ne comunice domnia sa pe canalele pe care le are, nu în canale, pe canale, să comunice ce face și eventual să ne comunice și ce face, ce își propune să facă înainte de a face. Să nu aflăm că 23-24 de mii de lei din bugetul orașului s-au dus, ca să spunem așa, pe hârtie igienică. Vă mulțumim frumos, vă dorim cele bune, sănătate și numai bine. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua. De acum înainte, până mâine dimineață, ceaiuri. Ceaiuri. Aveți grijă, fierbeți apa, să nu cumva să fie urme de amoniac. La revedere! La revedere!